Bună seara, bună seara, bună seara! Bună seara, iUmor! Bravo vouă, bravo vouă, bravo mie! Vă mulțumesc pentru invitație! Mă bucur să deschid sezonul 15 iUmor. Mă bucur să vă văd pe voi. Nu ascund faptul că am puține emoții, dar am venit să... Mulțumesc, Delia! Am venit să mă laud puțin. Am ajuns în 5 ani de căsnicie la a 4-a pereche de miri pe care i-am culunat. Și o să vorbesc despre prima pereche de miri pe care am cununat-o, care și-au făcut nunta la țară. A venit finul la mine și mi-a zis: nașule, uite, eu așa vreau să fac la țară, pe vechi, cu mese în curte, cu bănci lungi. Ce înseamnă la țară? Undeva lângă Fetești, pe autostrada Soarelui, unde e podul, nu sub pod, e brațul Borci, așa îi spune. Și am zis: da, mă, nicio problemă. Zice: există o problemă că fiind la țară, noi nu avem hoteluri acolo, nu avem pensiuni. Dacă vrei tu cu nașa să rămâneți peste noapte, să dormiți în casa bătrânească. Când am auzit casa bătrânească, zic: cade pe noi, zic, nu lasă și agoașa acolo, că sigur au stat oameni în vârstă. Zic: bă, lasă că văd cum fac, vorbesc cu Lizi acasă. Și acum a fost o discuție destul de amplă și contradictorie, că, na, care din noi nu bea, că suntem amândoi bețivi. Și am tras la sorți, a tras bățul scurt, nu știe fraiera că erau amândouă scurte. În fin, am ajuns la nuntă acolo, la țară, pe la ora 7 seara. La 7:30 am dat plicul, ca să nu uit. Vă zic sincer, am dat o grămadă de bani, dar nu vă faceți griji, am recuperat toți banii. Am băut de la 7:30, la ora 12 noaptea eram lopată. În capul meu mai aveam cam 200 de lei de recuperat. O sticlă de vin. Lizi m-a văzut: hai să mergem. Nu vezi nicăieri. O sticlă de vin. Bă, terminatule, nu mai articulezi. Suntem nași, ne facem de râs. Nu vezi nicăieri, 2 sticle de vin. Mergem. Pe la ora 1 m-a convins. Ne-am suit în mașină, când să plecăm, nu mai țin minte. Socru sau soacra, nu mai țin minte că amândoi aveau mustață. Alergau către noi în mașină să ne dea niște chestii pe care le-au făcut ei la ei acolo la țară. Nu mai țin minte, oricum eram foarte beat. Ceva, un borcan cu bulion, un borcan cu miere, afinată știu sigur că ne-a dat, că am văzut. Am pus punguța pe bancheta din spate, am plecat, ne-am suit pe autostradă. Nu vreau să zic că Lizia e chioară, dar poartă ochelari. Și am zis: bă, nu ne grăbim, mergem încet. Și a zis: eu conduc, merg cum vreau. 2 kilometri mai încolo, bă, nene, a pus Lizia o frână atât de brusc, m-a dat cu capul de bord. Eu nici nu port centură când beau, să nu pierd investiția. Deci a fost direct. Poc! Zic: ce? Zice: barză. Zice: ce barză? Era o barză pe autostradă, era... Cred că era și lovită, că stătea așa într-un picior, era... Bă, dar așa stau berzele, ești nebună? Zic: bine, mergi cu grijă. 2 kilometri mai încolo, iar... Poc! Ce? Barză. Zic: aceeași, că tot așa stătea într-un picior, cred că era lovit. Zic: dar cum dracu? Zic: dar berzele astea n-au somă, ce... Ne face nouă, ne fac farse, sau care-i treaba? Bă, 20 de kilometri, așa m-a ținut. Barză, bă, barză! Eu am crezut că face asta să mă țină treaz, să nu doarmă ea. Într-un final am ajuns în fața blocului și am găsit un singur loc de parcare pe o curbă, așa. S-a chinuit Lizia, a băgat cu fața, nu intra, a dat cu spatele, ce-ți obosită, nu-mi iese. Ești proastă pur și simplu, las că parchez eu. Zice: dar ești beat. Și beat parchez mai bine ca tine. Acum... Locul de parcare fiind pe curba așa, ca să nu las mașina cu botul prea în stradă, am urcat cu roata din spate a mașinii pe trotuar. Bang, bang. Lizi s-a dus în spate să ia lucrurile pe care le-a dat soacra, socru, v-am zis că nu mai știu, lucruri care s-au vărsat. Și a țipat Lizi la mine. Șoferul lupește că a trebuit tu să urci cu roata din spate pe trotuar mașina, că s-au vărsat astea. Jură-te tu că eu când am urcat cu roata din spate a mașinii pe trotuar, borcanul de bulion s-a speriat, a căzut, a tras și mierea după el, la final a zis: eu nu rămân singur aici, vin după tine. De la asta, bă, că am urcat eu cu roata din spate pe trotuar, nu de la frânele pe care le-a pus ea cu berzele sufletului. De la asta, mă, s-au vărsat. Băi, nene, deci ce e mai rău la mine în mașină? Bulion cu miere, cu afinată, toate vărsate. Eu când am văzut asta, eu vă zic sincer, eu n-am lucruri scumpe. Cel mai scump lucru al meu este mașina. Am dat o grămadă de bani. Am dat cu banii jos, am luat-o. Nu vreau să vă zic ce sumă am dat pe ea, că vă împart în două. Poate unii spuneți că e puțin, poate unii spuneți că e mult. Bă, 25.000 de euro, 25.000 de euro. Dar bă, eu țin la mașina asta mai mult decât la Lizi. Deși în Lizi am băgat mai mulți bani, dar în rate nu i-am simțit. Eu... Cum să vă zic acum, nu vreau să vă zic ce marcă e mașina, că unii poate zic că ce mă, e Mercedes, e BMW, e Ferrari, e Porsche, e un Audi. Un Audi cinstit. Foarte important să țineți minte că am un Audi. Eu acum încercam, deci ca să înțelegeți cât de scumpă e mașina, băi, eu n-am preșuri de alea de cauciuc, eu am persoane pe jos, am piel. Eu când mi-am văzut persoanele pline de bulion cu miere, încercam să trag persoanele, să le scot cât mai repede, să nu se păteze. Lizi încerca să recupereze din ce s-a vărsat miere cu bulion. Zice: ce faci tu? Poate mai recuperăm ceva. Când gătești un bulion cu miere în aceeași oală, ia persoanele că te omor aici. Am luat persoanele, ne-am certat ca chiori, am ajuns în casă, am trântit persoanele în cadă, fiind foarte beat, vă zic, cred că era ora 3 dimineața, nici n-am atins cu capul perna. 2 ore mai târziu m-am trezit cu o sete. Vă dați seama la cât am băut? Bă, simțeam că mi s-a lipit limba de cerul gurii. Când deschid ochii, îmi dau seama că noi n-avem apă în casă. Noi am oprit la o benzinărie, am luat apă, dar fiind incidentul cu lucrurile care s-au vărsat, apa n-am mai luat-o. Și zic, bă, zic, ce fac eu acum? Zic, beau apă de la robinet și mor mâine. Sau, având și câine, m-am gândit, scot și câinele, nu mă mai trezește la 8 dimineața să-și facă nevoile, nu mai face prostată, eu beau apă sănătoasă, perfect, asta fac. Acum, m-am ridicat cu greu în capul oaselor, zic, unde-i cheia? Zic, s-a condus, nu mai trezesc. Am o cheie de rezervă, dar la care n-am baterie. Nu pot să pornesc mașina, dar pot să o deschid. Prostule, nu trebuie mai mult. Trebuie doar să deschizi mașina, iei apa, câinele face pipi, perfect. Asta am făcut. Am luat cheia de rezervă fără baterie, am luat câinele cu baterie, am ieșit în fața blocului. Când ajung lângă mașină, vă jur pe cea mai scump, un băiat la mine în mașină. Zic, n-are cum, nu m-am trezit, sunt mahmur, m-am frecat la ochi, când a deschis ochii, ăla tot acolo era. Atenție, pe scaunul șoferului, cu un picior afară, căuta în torpedo. Joacă o pasta Natanticu. Eu vă spun sincer, n-aveam chef nici de poliție și nici cu bătaia nu prea mă descurc. Și acum mă gândeam cum să gestionez eu treaba asta. Și creierul meu s-a împărțit în două. O parte spune așa, bă, prostule, are ce să-ți ia din mașină? Nu, du-te în casă. Du-te în casă, că dacă îl sperii pe ăsta că îl duci la poliție, bagă cuțitul în tine și mori ca prostul. Du-te în casă și bea apă de la robinet, că nu mor sigur. Pe de altă parte, spuneam, dar stai bă, că l-am văzut, îl văd, e în fața mea, cum să nu fac nimic? Bă, prostule, mai stau 2 de 6, îți dau o cărămidă în cap, rămâi cu sechele. Du-te și stai liniștit în pat. Și ce să fac în pat? Să stau așa să mă gândesc, bă, o fi plecat ăla, pot să mă să beau apă, oare cât mai durează? Pe de altă parte m-am gândit, stai mă că-s cu câinele. Ce câine, bă? Câinele era la scară, dădea cu lăbuța, era nu mă bag, eu... Te descurci. Până la urmă nici nu era ora mea de ieșit. Bă, da, de la adrenalină, m-am dus spre mașină și am țipat. Eu m-am speriat primul când am țipat, vă zic sincer. Și am zis, ce cauți la mine în mașină? El a dat să fugă, a deschis portiera, când a văzut că se deschide portiera atât de repede, zic, acum bagă cuțitul în mine. Și de frică i-am dat un picior portierei, de-am prins piciorul lui între prag și ușă și a sărit de pe scaunul șoferului pe scaunul din dreapta și la întrebarea, ce cauți la mine în mașină? Vă jur că asta mi-a zis șeful, să moară familia mea, că nu eu. Și a zis, poftim? Să moară familia mea, că nu eu. Zic, bă, zic, hai până afară să vezi cum se vede de aici de unde stau eu. Că să moară familia mea de unde stau eu, se vede că tu ești la mine în mașină. Ce șeful să moară familia mea, că nu eu. Zic, dar cine că-s curios? Zice, fiate, au mai fost 2 înainte. N-au găsit nimic, au luat o sticlă cu apă și au plecat. Zic, mamă. Zic, dar cum ați intrat? Prostul familie, adică eu. Eu când am parcat, eu având mașină scumpă, v-am zis ce mașină am. Eu am și camere, am și senzori. Dar fiind beat, nu m-am mai uitat în ecranul ăla cum parchez eu și urc cu roata din spatea mașinii pe trotuar. Am deschis geamul de tot, m-am uitat cum urc cu roata din spatea mașinii pe trotuar, Lizia a țipat, s-au vărsat astea, cu persoanele în mână, am încuiat mașina, dar geamul nu l-a mai ridicat. Zic, mamă, ce fac eu acum? Eu ca să pot să ridic geamul, trebuia să mă duc în casă să iau cheia cu baterie, că doar așa porni mașina, ridic geamul. Dar ce fac cu ăsta? Ăsta țipa, șeful să nu mă duc la poliție, zic, bă, fii atent. Nu te duc la poliție dacă stai aici până vin eu. Și el a zis bine. Eram mahmur, abia vedeam în fața ochilor. N-aveam chef nici de poliție. Dar mă gândeam, bă, dacă îi dau drumul ăsta, eu până mă duc în casă, până o trezesc pe Lizzie, până iau cheia, mă întorc, găsesc pe altul, eu iau de la capăt. Eu l-am lăsat pe ăsta, m-am dus repede, am trezit-o pe Lizzie, am trezit-o așa, tum! Ne-a spart mașina, ia, uite așa, era cea mașină. Mașina, singura, mașina. Atât avem, mașina. Unde e cheia? Ce cheie? Cheie că tu ai condus, prostule, tu ai parcat. Era la mine în blugi. În fine, am luat cheia că vin și eu, Lizi, că vin și eu. Stai dracu aici unde vii tu, nu mă, că vin și eu. Am venit amândoi, când ajunge lângă mașină, surpriză. Ăla tot acolo mânca iar gura lui, bă, cinstit, a zis că rămâne, a rămas. Stătea prostul sărac, uite așa, stătea într-un picior, Lizi Buimac a venit lângă mașină, cine e ăsta? Barza! Barza! Ne-a urmărit pe autostradă, avem un copil în portbagaj. Și îl întreb pe prostul ăla, bă, dacă ăia doi care au fost înaintea ta ți-au zis că n-au găsit nimic, tu ce mai căutai? Ce șeful zic, dar să nu mă duc la poliție. Nu te duc, mă. Căutam o brichetă că ăsta e visul meu să fumez într-o mașină scumpă. Zic, bă, nu cred că ești atât de prost. Bă, mi s-a făcut milă de el, am zis, bă, tu să faci 5 ani de pușcărie pentru treaba asta, bă, bă, bagă-te în dreapta, bagă-te în dreapta, tras două fumuri și dispar. S-a băgat în dreapta, m-am băgat și eu la volan, a tras două fumuri, s-a mai relaxat și s-a dat la bârfă cu mine. A stat așa și a zis, ce fost ce sincer așa, zice, cât ai dat pe BMW-ul ăsta? Zice, bă, nu e BMW, e Audi. Și l-a zis, nu, Audi aia din față. Zic, așa, te pricep la mașini, bravo, zic, bă, fii atent, stai tu aici, că eu mă întorc. Vă jur pe cea mai scumpă. Am deschis portiera BMW-ului, am dat să ies și a apărut proprietarul BMW-ului. Bă, cât dulapul era. M-a prins așa de pie, m-a ridicat în aer, vă jur că atât am putut să zic. Șeful, să moară familia mea, că nu e... Nu credeam, Natanticule, că ești atât de inteligent. Foarte bine pus în scenă, mi-a plăcut, este genul meu de umor. Totodată, lipsit de vulgaritate. Sau vulgaritatea la mine. Aplauze, s-ar putea ca pe viitor Natanticu să fie un stand-upper de succes. Și am trecut de etapa asta. Nu, n-am ajuns la poliție, dar mi-a zis să am grijă pe viitor și de-aia vreau să știu că ți-e surjuriu cu minte și vreau să vin lângă voi. Haide, 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 ai trecut! Am trecut! Am primit like-uri! Aplauze pentru cel mai mare constructor de umor din această seară. Bine ai venit în echipa noastră de clasă B. Dar nu știam că tu faci stand-up. Îți-a urmat de la Corca? Ce? Îți-a urmat de la Corca să da? Aruncă-l pe spate, să aducă noroc. Hai, cine prinde se mărită? Cine prinde buchetul? Așa! Bine am venit într-un nou sezon iUmor cu colegi noi cu toți. Bine ai venit, Natanticu, într-un nou sezon iUmor. Mamă, cum se vede de aici și cum se simte. Da? Lina a început. Vreți să faceți schimb? Vreau să vezi cum e. Dar scrie aici, Delia. Mă uitam așa, zic, bă, voi sunteți nebuni, eu nu știu, am atât de emoții că nu știu să stau pe scaun, dar minte unde pe scaun. Eu să stau aici deocamdată pentru că asta am decis. Când o să decid că mă mut, o să mă mut. Delia, treci, te rog, la locul tău. Ce? Bine, dacă insiști, eu vin și stau lângă tine. Apropie-te! Okay. Dacă ție-ți-e dor, spune că eu vin. Spun. A, pe Natanticul l-am primit cu brațele deschise. Natanticul are și multă energie și vorbește mult și se bagă la orice și așa. Și e un coleg bun, chiar un coleg bun.